Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit tuturor, bine ați revenit la Deșteptarea României, programul care ne pune la oaltă să discutăm soluțiile, dar și problemele societății în care trăim. Luna octombrie, Europa FM vă propune o temă de discuție care știu că este mult așteptată, am primit mesajele voastre, suntem atenți la ele. Haideți să vorbim despre administrație publică, dar de fapt vom vorbi o lună întreagă despre cum arată orașele noastre, orașele în care Europa FM este cel mai ascultat radio din România, care sunt problemele lor și mai ales ce soluții le găsim. Vă invităm așadar să vorbim despre, știu eu, trafic, nu? Că asta e durerea cea mai mare peste tot, dar și despre urbanism, despre autorizații de construire, despre parcuri și despre locurile în care copiii nu mai pot să facă sport, căci astea sunt primele voastre mesaje atunci când v-am întrebat care este cea mai mare problemă a orașului tău. Vor fi alături de mine de-a lungul întregii luni, probabil printre cei mai cunoscuți politicieni locali, puteți să le spuneți problemele voastre, puteți să le spuneți și soluțiile și să găsim căi de rezolvare generale, căci până la urmă sunt mai multe probleme și soluții care ne unesc decât cele care ne despart. Astăzi, dragi prieteni, am venit la Brașov, am venit în mijlocul țării să-l cunoaștem pe Alen Coliban, primarul Brașovului. Bună ziua, bine v-am găsit, dar să știți că avem și un alt motiv pentru care am venit la Brașov și anume faptul că sunteți primar la primul mandat. Bun venit și servus că suntem la Brașov. Am auzit pe aici. Suntem în primăria Brașov, să spunem, pentru cei care ne urmăresc pe Facebook. Suntem în curtea interioară a primăriei din Brașov. Lângă noi este casa căsătorilor. S-au căsătorit două sau trei cupluri până la ora începerii emisiunii. Ăsta e un semn bun, nu? E un semn bun și e semnul că Brașovul este un oraș magnet. Sunt foarte mulți tineri care se mută în Brașov, s-au mutat în ultimii ani. Foarte mulți tineri în segmentul 30-45 de ani care fie au o familie la început, fie vor să-și întemeieze o familie și găsesc Brașovul o casă ideală pentru asta. Mă uitam pe un top al magnetismului, Brașovul este pe locul 3 în rândul magnetismului sau ca magnetism pentru lumea din România, după Cluj și București în mod evident. Clujul este orașul cel mai atrăgător pentru român, dar Brașovul e acolo în top. Și felicitări brașovenilor, că nu știu dacă trebuie să le felicit primarul pentru treaba asta. O să încerc ca discuția de astăzi să meargă în două paliere, domnule Coliban. Sigur că v-am rugat la modul general să ne sunați la 0372069599, să ne spuneți, domnule, care e problema principală a orașului în care trăiți? Puteți să ne sunați și de la Slobozia și de la Călăraș. Sunt convins că avem lucruri comune de discutat. Să audă și primarii de acolo ce probleme sunt și ce soluții le poate da un coleg. Dar sigur că îi așteptăm și pe brașoveni sau oamenii care trec prin Brașov și o facem cu toții, că toate drumurile cumva duc prin Brașov. Așa se întâmplă, ori Brașovul, ori Sibiul ne unesc în țara asta și vorbim despre problemele locale. O să vă dau numărul de telefon încă o dată, 0372069599. Astăzi vă invit în felul următor să ne spuneți problema orașelor în care locuiți, care e principala, ce soluții aveți, ce așteptați de la primarii voștri. Și pentru Alen Coliban, întrebări punctuale la care poate să răspundă, fie că de Brașov, fie de altă parte a țării, dar încep eu. Pot să încep eu? Desigur. Hai să trecem direct la chestiune. Deci toată România a rămas înmărmurită, povesteam de dimineață, pentru că Alen Coliban vrea să facă circulația în centrul Brașovului cu 30 de km la oră. Ce v-a venit? Sunt multe de spus pentru că ar trebui să pornim de la partea de viziune și să ne uităm un pic ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani în Brașov. În ultimii 20 de ani Brașov a fost dezvoltat în jurul mașinii. Bulevardele au devenit sensuri unice, multe giratorii, multe intersecții au fost transformate în sensuri giratorii, astfel încât să crească fluența traficului. Și Brașovul, din acest punct de vedere, este un oraș bun, un oraș fericit, un oraș în care nu se stă foarte mult în trafic, cu excepție, evident, anumite ore de vârf dimineața și undeva la prânz, după prânz. Problema cu acest tip de abordare este că, la un moment dat, își atinge limitele. Și
momentul acela în care încep să fie din ce în ce mai multe blocaje, nu ai cum să le viți. La un moment dat, limita fizică a bulevardelor este atinsă și este necesară o cu tot altă filozofie și o altă gândire, care să prioritizeze spațiile pietonale, bicicleta, transportul public, și adică mijloacele alternative. Asta cu 30 la kilometri la oră cum ajută? Pentru tot ceea ce înseamnă centru vechi, sunt necesare măsurile acestea de calmare a traficului, pentru că avem probleme, mai ales seara, cu acele concursuri neoficiale în trafic, pe de o parte. Pe de altă parte, se înscrie în ideea de a face orașul mai prietenos cu pietonii și cu bicicliștii. Este cunoscut faptul că în momentul în care ai o limită de 20-30 de kilometri pe oră, în zone în care nu ai spațiu fizic să faci piste separate, aceste limite încurajează și permit biciclistului în siguranță să fie participant la trafic. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, sunt studiile internaționale și tendința la nivel european. Am văzut și Parisul a luat o astfel de măsură într-un perimetru mult mai extins, în ideea și a reducerii poluării și a calmării traficului. Noi ce facem acum la Brașov este să trecem în termen de normă o realitate care există de fapt. Studiile de trafic arată și chiar recomandă reducerea la 20 de km la oră pe anumite străzi din centru vechi. Arată că pe strada Mureșenilor, principala arteră care ajunge în Piața Sfatului și la Biserica Neagră, circulația acum este 30 de km la oră, circulația, viteza medie. Prin urmare, transmitem atât un mesaj de perspectivă, cât și punem în normă ceea ce există deja. Când ar urma? Pentru că acum e doar un aviz de la una dintre comisiile din primărie, deci nu se întâmplă chiar de azi să nu înțeleagă tot turistul care vine azi la Brașov că e cu 30 la oră. Cel mai important pas a fost făcut, respectiv avizul Comisiei de Circulație. Urmează serviciul străzi să vină cu propunerea de semnalizare a străzilor respective, cu montarea celor indicatoare și după aceea va intra în practică. Și cum verificați o astfel de chestiune? Așa cum se verifică orice limită de viteză cu echipajele poliției rutiere. Însă, pe termen mediu, avem un grup de lucru care își propune să introducă și acele radare fixe, care în România au funcționat doar pentru perioade scurte de timp, din diverse motive legale, în primul rând. Da. Dar există, discutând cu poliția rutieră, mi s-a spus că există o soluție în sensul acesta și mi-ar plăcea să fim printre primele orașe din România care să aibă și astfel de dispozitive. Ok, Alex Bogdan, știu că sunteți deja pe linii, vă solicit o secundă de răbdare, știți că la Deșteptare a României e mai greu dialogul în trei părți. Mai am o întrebare scurtă. Am părțit domnul Câțu banii de la planul acela cu bani pentru primării, un fel de PNDL. Cred că astăzi îi spune PNDR. Brașovul e sărit din schema asta, înțeleg? Sunt două aspecte care converg. Unul este PNDL-ul și ce se va întâmpla cu banii din acest fost pix al lui Dragnea, cum fusese supranumită o variantă anterioară a programului. Cealaltă este rectificarea bugetară și fondul de rezervă. Pe fondul de rezervă, banii aceștia au fost împărțiți discreționar pe criterii politice. E un lucru vizibil și evident. O mentalitate feudală, deși avem un premier cu tricou de rocker, iar iată, se comportă ca un feudal în felul în care împarte banii, fără să pornească de la nevoile reale ale comunităților. Și este un lucru regretabil, pentru că nu poți să fii premierul unora pe criterii politice și să spui dau bani numai primarilor mei și pe ceilalți îi ignor deci total. Deci la Brașov nu au ajuns. Nu. Noi am cerut niște bani cu justificare. Avem cheltuieli suplimentare generate și de transportul public și de transportul elevilor și așa mai departe. Am cerut 6 milioane și jumătate de lei, nu am primit niciun ban. Dar va alte trebui primării să ne descurcăm. USR ca să... În județ nicio primărie USR Plus, au fost și primării independente care sunt tot cu zero. Deci bariera aceasta și limita politică este foarte clară. Nu vorbim despre o subfinanțare, ci despre alocare zero către aceste primării. Ok. Să pornim discuția cu ascultătorii noștri. Mulțumesc pentru răbdare. 0372069599. Fie că sunt probleme generale ale României, noi cam le știm care sunt, fie că sunt punctuale de la Brașov, propun să le ascultăm. Și, apropo, înainte de orice, se vor ridica o sumedenie de probleme, știu că e o emisiune liberă, mulțumesc pentru curaj, Alen Coliban, pentru că știu că politicienilor le e destul de complicat când vine vorba de întâlnirea directă cu publicul. Alex, salutare, ești la Deșteptarea României. Vă salut, Filipișan, Alexandru Mezu, din Timișoara, vă sun.
Salutare. Ce temă putea să alege mai bun acum la aproape un an de la alegerile locale decât ce ai schimbat la orașul tău? Sunându-vă din Timișoara, sunt extrem de revoltat de domnii Striți, așa că primul pe care l-a schimba ar fi dânsul. Și dacă mă lăsați un minut, o să și argumentez de ce. Evident că trebuie să argumentați. Este un primar care, timp de un an, a demonstrat că își merită numele de primarul zero proiecte. Nu a făcut decât să deplângă greaua moștenire, dar atenție, în același timp, atunci când se întâmplă ceva bun în oraș, grație muncii administrației anterioare a domnului Robu, cine sare primul să-și însușească toate meritele și munca predecesorului său? Domnul Friț. Atunci nu mai e grea moștenire, dar când e finalizat un proiect sau culmea tupeului, se laudă cu lucrări finalizate și predate de domnul Robu și zice eu asta... Mai un pic și... Da, eu asta nu prea o înțeleg. Nu prea o înțeleg. Eu l-am auzit și pe Alen Coliban, uitându-mă când am făcut documentarea emisiunii, uitându-mă pe declarațiile lui. Eu cred că un politician trebuie să spună, domnule, ce e de continuat să continuă cu corecțiile necesare. Exact, perfect de acord. Sau dacă, de exemplu, o prelua ceva de la domnul Robo, să recunoască, uite, până aici a făcut dânsul, deci fac eu. Dar de ce e important? De ce e important așa? Adică de ce să spună, băi, doi stâlpi a făcut Robo și patru eu? Păi, dar nu, că el nu a făcut nimic până acum. Dar de ce e important? Adică chiar vreți să arate ca pe pasajul de la București? Știți că pe pasajul de la București scrie început de Băsescu, continuat de Oprescu. Are vreun sens? Nu avem pretenții de astea, că nici domnul Robu nu s-a pus pe inscripții cu ce a făcut dânsul. Dar haideți să fim corect. Nu poți să atagi vechea administrație, dar tu să te lauzi cu realizările ei. Acum așteptați, după un an ai zero proiecte. Așteptați de la Alen Coliban să-l apere că e colegul lui de partid, nu? Pot să ofer un răspuns? Nu, o să-i spun ceva și domnului Coliban. Stați întâi să vă ofere răspunsul la prima chestiune. Problema pe care o ridică Alexandru e una reală în rândul electoratului, respectiv nivelul așteptărilor este foarte mare, mai ales când se produce o schimbare de primar. Iar aceste așteptări trebuie să înțelegem că va trebui să le punem pe o perspectivă de timp, pentru că și pe noi ne întreabă lumea, bun, ați promis că veți face parcuri, unde sunt parcurile pe care le-ați promis? Ei bine, dacă mergem pe cadrul legal, deci nu vorbim de documente de dragul documentelor, ci de minimul impus de lege. Trebuie să faci un studiu de oportunitate, un studiu de fezabilitate, proiect tehnic și execuție. Când le punem pe calendar cu tot ceea ce înseamnă proceduri de atribuire, durează undeva la 2 ani de zile, probabil. Și e foarte important să comunicăm asta corect și să setăm așteptarea corect. Deci, perfect de acord cu dumneavoastră. Bun. Dar tu când vii la primărie și nu mă refer la dumneavoastră, mă refer cu tot la domnul Friș și spui stop anumitor proiecte care până atunci și-au dovedit eficacitatea, cum rămâne? Și când tu în tot anul ăsta nu faci absolut nimic decât să dezinformezi și să miști și să însușești munca altora. Apoi a venit în campanie, spunea că vai de mine cât de asupriți suntem noi timișorenii de taxe. Și promitea micșorarea lor. Ei, acum nu că le micșorează, dar le mărește și pune taxe, inclusiv pe locurile de parcare construite de domnul Rob, între blocuri absolut peste tot, în condiții în care domnia sa, domnul Frit, nu are niciun merit. Stați un pic. Bun, ok, stați un pic, aveți o întrebare pentru Alen Coliban. Nu, vreau să-l întreb de taxe. Nu, stați un pic, ați deschis o temă importantă. Țineți-vă gândul pentru Alen Coliban, că a zis că aveți unul și pentru el. Mil țin. Așa, Alen Coliban, e în felul următor. Știu că lumea nu suportă, dar o mărire de taxe, fie că sunt pe parcări, fie că sunt pe apartamente, ar fi necesară și la Brașov? Depinde de fundamentare, pentru că nu putem vorbi despre taxe ca de ceva deconectat de la realitate. Pentru că orice acțiune are și o consecință. Ce facem odată ajunși la nivelul ăsta al deciziei? Avem direcția fiscală și avem analiza pe regimul taxelor, pe felul în care ele afectează veniturile la bugetul local, pe impactul pe care îl are pe diverse categorii de populație și toată această analiză și pe legislația privind predictibilitatea, măsurile astea nu se iau de pe zi pe alta, se iau pe un termen de un an și mai mult. Cât costă un loc de parcare? La Brașov s-au mărit costurile pentru parcare și haideți să luăm exemplul ăsta. S-au mărit printr-un regulament aprobat în 2017
pe care noi ne-am trezit că îl avem de implementat la o lună de la preluarea mandatului. Reacția brașovenilor a fost foarte puternică împotriva acestei măriri, mai ales că am devenit primul oraș în care parcarea se tarifa 24 ore din 24 la același nivel. În Consiliul Local am mers să modificăm regulamentul, să-l aducem în niște parametri comparabili cu ai orașelor cu care ne aflăm într-o concurență pozitivă, să spun așa, însă operatorul a atacat în instanță și am pornit de aici încolo în întreg tăvălug al proceselor și plângerilor penale. Alex, haideți unde întrebare. Vreau ca bottom line, concluzie. Este important fiecare măsură de genul acesta să fie, să aibă în spate o analiză de impact și pe pozitiv și pe negativ. Și după aceea este evident un vot inclusiv al Consiliului Local. Te rog scurt remarca sau întrebarea directă pentru Alen Coliban ca să facem loc și altor ascultători. Exact, într-un minut, două antenat, doar o parateză, mai vreau să invit și pe noastră domnul Știu și pe domnul Coliban în Timișoara să vedeți șantiere întârziate ce trebuiau predate acum un an și haideți la chestiune. Într-un oraș al florilor și acum, gata, revenit la domnul Coliban, s-a plâns dânsul asemeni domnului Frit de faptul că primăriile useriste au fost văduvite de aceste alocări de chiar acum fonduri. 5 minute, să-l contrazic pe dâns, acum 5 minute, nici Clujul și nici Iașiul, care sunt primării peneliste, nu au primit. Iar domnul Frit, și am date concrete, nu a folosit nici banii care i s-au dat anterior, 28 de milioane pentru trei obiective, Parcul Civic, Mareșalul Constantin Răzanghiu, Alexandru, 60 de milioane pentru infrastructura. Bun, uite un om foarte pregătit. Alex, mulțumesc tare mult că n-aș vrea să monopolizăm, am reținut. Deci argumentul politic nu ține, spune așa. Îți mulțumesc tare mult, o să mergem la celălalt telefon, dar întâi răspunsul. Minut? Da, păi nu, că aveți răspunsul, evident. Perfect. Nu știu ce au cerut Iașu și Clujul, nu știu pentru ce tip de cheltuieli, nu cunosc de ce nu le-a fost atribuită o sumă prin această rectificare. Cert este că primarii noștri au cerut, din 45 de primari, cred că 5 au primit niște sume infime în zona rurală. Și mai vreau să adaug un lucru. De câte ori judecăm tranziția aceasta către un nou primar și primul an de mandat, țineți cont și de schimbarea de mentalitate. Țineți cont că a face administrație în alt fel, a face managementul proiectelor în alt fel, a schimba inclusiv modul de a lua deciziile și felul în care departamentele lucrează unele cu altele, necesită niște timp. Este o schimbare de cultură organizațională care într-o organizație de dimensiunea unei primării, vorbim de sute de oameni, dacă ar fi mediu privat, ar fi un proiect, un proces pe 2-3 ani de zile și pe care noi trebuie să-l facem în stil accelerat. Bogdan, mulțumesc pentru răbdare, ești acum la Deșteptarea României. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor și încerc să fiu scurt, pentru că discutăm despre calitatea aerului din Brașov. Întrebarea este una simplă și are legătură cu groapa de gunoi a Brașovului, respectiv închiderea și mutarea acesteia. În campanie, domnul primar a promis o rezolvare rapidă la situație, a trecut probabil mai mult de un an și nu s-a rezolvat absolut nimic. Rămâi cu noi pentru răspuns. Bun, Bogdan, mulțumesc că ai adus în discuție problema aceasta. Sunt de fapt trei depozite, vorbim de două depozite istorice, unul care ține de primărie, unul care ține de privatul care operează și depozitul actual și depozitul aflat în funcțiune. Pe primele două avem studiile și am obținut modificările legislative astfel încât să putem închide în anul următor, deci să intre pe procedura de închidere simplificată. Problema cea mare și de fond se pune ce facem cu groapa de gunoi actuală a orașului. Acel depozit exact, care se numește a fi ecologic, dar care a creat foarte multe probleme de mediu, mai ales în zona de hidrogen sulfurat. Și din 2018, de când eram senator și președinte al Comisiei pentru Mediu, m-a preocupat și m-a interesat direct această problemă. Am fost parte din dezbaterile și de autorizarea celulei numărul 3 și a celulei numărul 4. Din acel moment până în prezent, factual, s-au întâmplat închiderea celulelor 1 și 2, care erau principalele surse pentru hidrogen sulfurat. Acum, aceste două celule sunt închise. Urmează închiderea celulei numărul 3. Din păcate,
autorizarea celulei numărul 4 ne pune în situația neplăcută de a nu avea opțiuni. Pentru că nu există alt depozit care să fie planificat și care să fie în dezvoltare, în construire la ora actuală. Deși este o temă pe care autoritățile județene ar fi trebuit să o rezolve încă din 2009, decizia acestui nou amplasament, din păcate, nu ține de primăria de Brașov în mod direct, ci este un proiect pe masa Consiliului Județean Brașov. Problema este că la nivelul județului nu găsim primari, asta este ce ni se spune nouă de câte ori întrebăm, nu sunt primari care să accepte o astfel de investiție în comunitatea lor. E firesc, adică nimeni n-ar accepta, nu? Este firesc până la un punct, pentru că nu este numai Brașovul în situația asta, au fost fiecare dintre județe și sunt județe care au chiar două depozite. E o discuție politică și de leadership politic. Păi atunci de ce mai discutăm despre calitatea aerului? Pentru că, pe de o parte, parametrii aceștia legați de calitatea aerului, am obținut să-i monitorizăm continuu, să existe acea instalație de tratare și de desulfurare a gazelor de depozit, să închidem celulele 1 și 2, asta pe parte pozitivă, pe parte de timp și de întârzieri, încă aștept o soluție care mi-a fost promisă în ceea ce privește sistemul de management integrat al depozitelor și identificarea unui nou amplasament pentru o viitoare groapă, pentru un viitor depozit. Este o problemă a județului nostru în care m-am implicat și mă implic în continuare activ, dar pe care primăria municipiului nu are responsabilitate, nu are atribuții să o rezolve în mod direct. Oricât ne convine sau nu treaba aceasta. Într-adevăr, este o problemă a județului, aveți dreptate, dar orașul poluat este Brașov. Deci trebuie să ținem cont că acea groapă este lipită de Brașov. De acord, Bogdan, dar vreau să mai adaug un lucru. Dacă vorbim de calitatea aerului, motivele de infringement sunt cele legate de PM-uri, de microparticulele în suspensie și de NOx-uri, de noxe. Calculul și planul de calitate a aerului arată că sursele principale sunt poluatorii industriali, și aici ne referim la faptul că avem stații de asfalt în oraș și genul acesta de activități, pe locul 2, traficul din oraș, pe locul 3, încălzitul rezidențial. Pentru fiecare dintre acestea am gândit măsuri și venim cu planuri, însă calitatea aerului nu este un robinet pe care îl închizi și brusc ai rezolvat treaba aceasta. Este una dintre problemele în care fiecare proiect pe care îl facem și fiecare măsură o aplicăm va produce efecte pe termen mediu. O să vină măsuri mai nepopulare, asta spuneți, okay. Da? Nu neapărat. Hai, mulțumim. Cred că măsurile pe care le avem vor fi populare, pentru că vrem să facem planuri de relocare pentru industria asta poluantă din oraș către zona metropolitană mai largă. Asta ar putea să înțeleagă, dar când ziceți de noxe și de particule, sunt mașinile diesel, da? Sau cele cu euro scăzut. Și aici... Nu mai. Vorbim odată de numărul mașinilor aflate în trafic și este o prioritate să încurajăm transportul public, să scoatem mare parte din traficul acesta de turiști, să scoatem către marginea Brașovului unde să avem acele parke în raiduri și să avem măsuri prin care transportul public să fie folosit și de turiști și de cetățeni. În ce stadiu este parc în raiduri? Unul dintre ele este în fază de proiectare și execuție, cel din Bartolomeu. Am identificat teren și lucrăm la documentații pentru cel dinspre București, pentru că acolo e principala poartă a orașului. Cum o să mă convingeți să las mașina acolo? Spuneți-mi mie, bucureștean, prin tarife, că eu o să în primul rând. Adică... Deci, când gândești politici de trafic și de mobilitate, trebuie să te uiți la fiecare componentă. Cât costă parcarea în centru? Cum faci prioritizarea parcărilor? Pentru că e normal riveranului, localnicului care stă în zonă, să aibă posibilitatea să parcheze o mașină la un tarif normal, dar nu neapărat pentru vizitatori. Adică dacă ai venit în Brașov, să te coste, dacă vrei să parchezi în Buricul Târgului, mult mai mult decât dacă ai lăsat într-un parking ride și ai merge cu autobuzul. Aveți idei așa? Dați-mi la nivel de exemplu, ca să știm noi bucureștenii la ce. Ce pot să vă zic este că avem acum în lucru studiu pentru politicile de parcări, care vede atât partea asta, segmentarea dintre parcări publice și parcări rezidențiale, parcări pentru riverani, oportunitatea amenajării de parcări supraetajate, iar toate lucrurile astea vor fi în dezbatere publică la finalul acestui an. Mihai, salutare, ești la Deșteptarea României, te ascultăm. Mai e Mihai? Hai să vedem. Dacă nu mai e Mihai în momentul ăsta, să vedem cine e. Marian, salutare. Bună ziua. Salutare, te auzim. Salutare, Marian Pascal, la telefon.
Vin cu o problemă din Brașov, adresată primarului. Te ascultăm. M-auziți? Te ascultăm, te ascultăm. Auzi, de bătăi. Da, da, da. Problema este cu referire la direcția tehnică, care montează și schimbă semne de circulație cu destinație pentru persoanele cu influență și nu în interesul cetățenilor, așa cum ar trebui. Cum asta? Stai că n-am mai auzit așa. Și nu fac așa referire la cei 30 de kilometri la oră. Am avut și o audiență pe tema asta cu domnul primar, acum mai bine de jumătate de an, dar nu s-a rezolvat absolut nimic de atunci. În schimb, ne-am ales cu o stradă cu sens unic care are un copac în mijlocul străzii. Da, eu trebuie să recunosc că, nefiind brașovean, nu înțeleg exact problema, dar cum adică face semnalizări pentru persoane cu influență? Adică o persoană cu influență, de pe, în cazul nostru, dar am mai auzit și în alte cazuri, de pe strada noastră, pe motiv că mașinile care trec îi stropesc casa, a mutat semnele de circulație astfel încât nu se mai parchează pe partea dreaptă unde nu încurcau cu nimica mașinile, se parchează în fața caselor. În partea dreaptă, ca să vă explic, nu există case, este pur și simplu un canal. Canalul Timiș, Marian. Mi-amintesc de discuția noastră. Canalul Timiș, da. Exact. Să-ți răspund, deciziile privind sensurile unice, inclusiv semnalizarea, se iau în Comisia de Circulație, o comisie care are Poliție Națională, Poliție Locală și mai mulți experți, inclusiv Direcția Tehnică. Pentru modificarea acestor semne, e necesar nu doar, evident, e importantă opinia locuitorilor. În momentul în care vine o listă de semnatari, de solicitanți a unei astfel de modificări, pot ca membru al acestei comisii să o pun pe ordinea de zi și să o analizăm acolo. Ni s-a întâmplat de multe ori. Au fost liste făcute, liste trimise, semnate de toți locatarii. Sunt probleme cu gunoiul, mașina de gunoi. Nu mai poate să intre pe stradă din cauza acelui copac care este în mijlocul drumului, deoarece nu se mai parchează pe partea care trebuie. Doamne ferește să fie un incendiu, că nu știu ce o se întâmple atunci cu pompierii. Ok, uite ce-ți propun să facem. Verific cu direcția tehnică ce răspuns li s-a dat și o să punem subiectul ăsta în dezbaterea Comisiei de Circulație la următoarea ședință. Eu mai am vreo două mail-uri trimise de atunci, dar n-am primit nici la ele răspuns de la audiență. Ok, verific și revin la tine. Ce trebuie să înțelegem, pe de o parte, okay, că volumul de mesaje și de solicitări care ajung, toate ajung la primar, la într-un fel sau altul, ele sunt redistribuite de către consilieri, pentru că întotdeauna volumul ăsta este foarte mare și din punct de vedere al solicitărilor de audiență și din punct de vedere al spețelor. Adică 30 de zile nu se respectă. Spețelor semnalate. Vorbim de zeci, sute de solicitări pe zi. Adică fizic nu ai cum ca primar să răspunzi fiecăruia, unul la mână, doi la mână, nu sunt spețe care se țină de primar. Aici este o problemă fizică, care nu... Da, este o problemă, dar pe care o putem... Nu mai poate intra mașina de gunoi, știți-vă, pe stradă. Bun, ce îți propun este discuția aceasta pe argumentele pe care le prezinți și pe care ni le-ai trimis, care nu se pierd, asta e partea bună, le avem logate, au ajuns undeva la serviciu străzi. Toate lucrurile astea le discutăm în următoarea comisie de circulație. Marian, îți mulțumesc, aș merge mai departe la Florin. Salutare, Florin! Salutare și bună ziua! Auzim? De unde ne suni? De unde? Brașov. Tot brașovean, ok. Te ascultăm. Din Brașov, da. Știu că domnul primar, fiind în primul mandat, și-a ales multe proiecte și pe unele clar le va finaliza, am încredere. Încă o mare problemă care o văd eu nivel de județ este această colectare selectivă a deșeurilor, care nu s-a implementat peste tot. Cam cum prevede dânsul? În ce măsură s-a putea finaliza total la nivel de județ în această colectare selectivă a deșeurilor? La nivel de județ? Poate mediu este un... M-a auzit? Că da, da, te întrebam dacă la nivel de județ... Mi s-a părut că ai pus întrebarea la nivel de județ. Da. Nu e problemă, am o opinie, dar nu neapărat în calitate de primar. Pe colectare selectivă, realitatea ne arată, inclusiv realitatea din jurul Brașovului, că e mult mai ușor să implementezi un astfel de sistem în zona de case, adică inclusiv în rural,
unde poți să izolezi, să zici ăsta este coșul de gunoi al omului și să vezi cât și-a făcut sau nu și-a făcut treaba. E mult mai greu în zonele aglomerate, în zonele de blocuri, mai ales blocurile acelea vechi care au ghienă de gunoi, acel burlan pe care aruncăm toate deșeurile. Acolo e nevoie de măsuri mai ample. Ce pot să vă zic e așa, pe colectare selectivă, avem prinse în buget și am făcut o comandă până la finalul anului, sper să avem măcar 20 de ecoinsule, acele platforme în care poți să te duci individual în baza contractului, primești un chip cu care deschizi gurile separate pe care arunci și automat avem o trasabilitate pe cantitățile aruncate de fiecare cetățean pe baza acestei autentificări, astfel încât putem veni ulterior să implementăm acel sistem pe SGTR-ul, plătește cât arunci, despre care se vorbește de atâta timp și la nivel european. Deci asta în cartierele de blocuri vom avea încă de la finalul acestui an amplasate încă 20 de ecoinsule, dintr-un total de peste 500 câte are nevoie orașul. Am vorbit la nivelul Ministerului Fondurilor Europene și am inclus în PNRR acest tip de investiții, astfel încât noi la final să nu plătim nimic pentru infrastructura asta pe municipiul Brașov. Avem contract cadru, deci putem fi printre primii care să deconteze astfel de cheltuieli. La nivel de menajeri, de spații publice, anul acesta avem coșuri pentru selectare selectivă, vor fi amplasate în zona centrală și anul viitor extindem în încă 7 cartiere. Știți ce problemă, de exemplu, iar în București? În școli, ultima chestie, în școli, într-un parteneriat cu ASAP, am dotat toate școlile cu infrastructură pentru colectare selectivă, am că e importantă și partea de educație. Dar aici nu vă întreb pe dumneavoastră, vă întreb pe Florin, mai ești aici? Da, vă ascult. Când vine mașina și ia gunoiul ăsta care e selectat de voi, îl ia selectat sau îl pune la grămadă, cum se întâmplă în sectoare din București? Aici am niște dubii. Cred că ar trebui să ne răspundă, nu știu dacă domnul primar poate. Am zis că ce ai observat. Sunt mașini care am văzut că le colectează strict deșeul menajer, diferit de sunt mașini selectiv. Separate? Dar da? Eu întreb dacă se depozitează, dacă tot circuitul și fluxul funcționează. Parțial. Avem doi salubriști. Valorile raportate pe reciclare între cei doi salubriști sunt diferite și e bine să ne uităm ce funcționează și ce nu funcționează la fiecare dintre ei. Ce pot să vă zic cu privire la cadrul legislativ? Legea 211 din 2011 prevede obligația salubristului să preia pe fracții, să ducă separat reciclabilul de fracție uscată, fracție umedă. Ce se întâmplă e, aceeași lege spune că în acest proces, în acest lanț al reciclării, este obligatorie și sortarea. Deci tu, dacă îți separi pe trei fracții și ai partea reciclabilă dusă pe o astfel de bandă, ea oricum va fi încă o dată sortată. De aceea, mulți salubriști spun, voi veni cu o mașină pentru partea umedă, pentru menajer, și cu o altă mașină pentru reciclabil, în care îmi permit să amestec doar reciclabilul, pentru că la un moment dat oricum va fi sortat. Multe ONG-uri de mediu, și am mai discutat acest lucru, spun așa, că sortarea este doar plătită și că ea în realitate nu se face și că e observație pe care oameni de specialitate au făcut-o. De asta e o problemă generală pentru orașele din România, că s-ar putea să fie selectate sau nu, să plece cu aceeași mașină, să se taxeze sortarea asta de pe bandă pe care spuneți, dar până la final o verifică cineva dacă există? Aici e o discuție cu autoritățile de mediu. Vă spun cât am fost în anchete pe situația deșeurilor. Am găsit bandă de sortare care pornea doar când intram noi pe poarta respectivei instituții. Însă, ce vreau să mai adaug, am avut discuția cu salubriștii. Nu consider că poți să folosești mașini din acelea cu compactor pentru a prelua fracția reciclabilă, pentru că cel puțin sticla ți-o distruge. Sticla e cea mai recomandată pentru reutilizare. Avem deja cadrul legislativ să reutilizăm sticla. Și dacă o pui într-un compactor, ai distrus sticla, rămân cioburile, nu e rentabilă reciclarea în felul Florin, ăsta. Florin, îți mulțumesc pentru întrebare. Asta e o întrebare importantă pentru toată țara, modul în care ne selectăm. Pot să mai adaug ceva la tema asta? Da, 30 de secunde că l-aștept pe Adrian. Am făcut un experiment în toamna aceasta, odată cu Forumul Orașelor Verzi, un eveniment care a fost foarte apreciat la nivel național și internațional. Am amplasat un automat pentru ambalajele de reciclabile. Fie că vorbim de doze, fie că vorbim de peturi, fie că vorbim cu de sticle. Ce răsplată? Și am, pe baza unui, fiecare ambalaj era schimbat pe un tichet, 10 tichete, un bilet cu două călătorii în Brașov în valoare de 5 lei.
a creat o mișcare incredibilă, inclusiv în zona economiei sociale. Am fost criticați că, uite, oameni fără adăpost vin cu saci de peturi și arată urât centru. De fapt, asta ne arată importanța să avem la nivel național un astfel de sistem care se numește sistemul de garanție depozit. Un sistem ratat și de guvernul în care ați făcut parte. Un sistem la care am contribuit în mod direct în perioada cât am fost senator și care, iată, și care în sfârșit a fost acum trecut de către guvern și va fi aplicabil într-un an de zile. E cam mult un an de zile. Până în 1 octombrie 2022 ar trebui să avem sistemul ăsta in place. Adrian, salutare! Bună! Mulțumesc pentru răbdare! Bună ziua, Cătălin! Am foarte multă răbdare și mă bucur că pot să intru în dialog cu voi. Eu vin cu o problemă dintr-o cu totul altă sferă în Brașov, sunt și eu brașovean, și anume din sfera culturală. Sunt manager al unei instituții de cultură care este în subordinea Consiliului Județean și, așa cum mă spun de la începutul anului, îmi doresc un dialog instituțional, o colaborare instituțională cu Primăria Brașov. Lucrez în domeniul acesta de 17 ani și asta este marea mea durere, că nu am reușit să am colaborare instituțională cu Primăria Brașov. La nivelul Brașovului a existat tot timpul o tensiune la nivel politic între Consiliul Județean și Primărie, tensiune care am sperat, odată cu venirea domnului Coliban la conducerea Primăriei Brașov, să dispară. Sunt convins că sunt foarte multe probleme, nu le-aș putea categorisi să spun că sunt unele mai importante decât problemele culturale. Dar Brașovul este un oraș cu un trecut istoric și cultural foarte bogat. Adică mai pe șleau. Putem face foarte multe lucruri împreună. Sunt convins că e o dorință de colaborare, dar mai pe șleau, ca să înțeleagă toată țara, întrebarea adresată sau propunerea adresată cum sună? Propunerea adresată este să fim consultați și noi, respectiv Centrul Cultural Redut, atunci când se întocmește agenda culturală pentru anul viitor. Pentru că anul acesta dau exemplu unei probleme cu care ne-am confruntat, și anume, cred că am fost prima instituție care am depus o cerere pentru ocuparea domeniului public la jumătatea lunii martie, pentru niște evenimente din calendarul Serviciului pentru Cultură Tradițională, și la care nu am primit răspuns. Și la un moment dat ne-am trezit că se suprapuneau evenimente de care noi nu am avut știință că vor avea loc. Nici până ziua de astăzi nu am primit răspuns la această solicitare. Să știți că am auzit o chestiune similară la un eveniment foarte mare în București. Nici Primăria Capitalei nu răspunde la toate adresele pe care le primește, chiar de la instituțiile din subordine. Asta mi s-a părut și mai complicat și mai amuzant. Bun, ce-aș putea să adaug? În primul rând, dacă este să fim obiectivi, și ar trebui să fim obiectivi, viața culturală a Brașovului anul ăsta a fost incomparabil mai bună decât tot ce s-a întâmplat în anii anteriori. Vorbim despre o vară plină de evenimente, vorbim de zeci de evenimente organizate, vorbim de un volum cu care Brașovul nu s-a mai confruntat. Și mă bucur și chiar vreau să sporim treaba aceasta. Am sporit locul și numărul zonelor în care se pot organiza astfel de evenimente. Am avut pe toată perioada verii și până acum în toamnă o scenă în Piața Sfântul Ioan, în care a venit și filarmonica și opera. Deci Brașovul își găsește o nouă identitate culturală și un nou volum al vieții culturale. Pe de altă parte, tot ceea ce înseamnă zona de evenimente și de finanțări. Am crescut la 3 milioane finanțările pentru proiecte culturale și s-au dat acești bani și rezultatele s-au văzut. Pe de altă parte, am făcut o procedură de a avea un dialog instituțional. Am făcut acele formulare prin care orice organizator poate să vină să ne solicite spațiu pentru câte zile și pentru ce tip de evenimente și ce zone din oraș. Prin urmare, vreau, e și interesul meu să ducem lucrurile înspre obiectiv și înspre dialog instituțional. Am un dialog foarte bun, consider eu, cu domnul președinte Adrian Veștea. Chiar ne-am pus problema cum putem să mediem acest cadru particular al Brașovului, în care muzeele sunt la Consiliul Județean, teatru, opera, filarmonica, teatru de păpuși sunt la Consiliul Local, la primărie. Și probabil că ne vom îndrepta spre a avea instituții sau o formă de organizare comună care să gestioneze mai bine o strategie culturală a orașului. Pe de altă parte, strategia culturală a municipiului este la Brașov Design Center. Avem acest grup de lucru, este un proces deschis la care poate să participe oricine.
Ok, mulțumesc pentru întrebare. Pot să vă las să vă întâlniți și pe plan local, totuși, pentru chestiuni de genul acesta. Bateți aici la ușă, la primărie. Întrebare de pe Facebook. De ce mai finanțați echipa de fotbal? Pentru că fotbalul are un rol important, inclusiv social, în orice comunitate, pentru că există această afecțiune arătată brandului brașovean, fie că vorbim de FC Brașov, de FCM Brașov, de Steagul Roșu, în diversele forme, pentru că avem mulți copii și tineri care practică acest sport și am reușit în 3 luni de zile de când am reînființat clubul să avem 14 grupe de copii și juniori, adică cu tot ceea ce le trebuie. Și copii, spuneți. Da, vrem să punem, cred că de acolo ar trebui pornit, da, să avem bazele puse, okay, sub forma unei academii. Știu că aveți un program mai amplu, dar întrebarea oamenilor era mai simplă și asta se pune cam în toate localitățile din România și așteptarea era de la primarii USR să vină din altă zonă. Deci banii care se duc și pentru niște jucători profesioniști de fotbal. Și întrebarea de fond, care o adresează și bucureștenii în multe situații, dar și clujenii, că astea sunt orașele mari, chiar ieșenii, spune, de ce o primărie ar trebui să financeze sportivi profesioniști? Nu e problemă doar pentru fotbal. E problemă cu sportul românesc și cu faptul că în lipsa acestor investiții, acestor subvenții, nu ar fi sustenabil. Culmea, fotbalul ar fi sustenabil la nivel de Liga 1. Și acolo ne propunem să ajungem în momentul în care ai drepturi TV, vin și investitori, da, privați și pot să susții o echipă de performanță. Moment în care noi ne-am ocupat doar de academie și de a avea copii și juniori la cel mai înalt nivel, pe de altă parte avem mii de brașoveni care susțin hockey-ul. Hockey-ul, dacă nu am plătit salariile de la bugetul local, nu ar fi sustenabil la nivelul ăsta. Evident, da. Handball-ul, la fel. Aproape orice sport care se practică la un nivel de performanță în România necesită bani publici, cu foarte puține excepții. Ștefan, salutare! Hai să vedem dacă mai este, că durează aici. Ștefan, ne auzi? Cu taxiurile de la gară, ce putem face? Și a doua la mână, s-a votat tariful pe anul ăsta la taximetrie, a rămas același în vederea care toate prețurile s-au mărit. Și noi trebuie să trăim cu aceiași bani și tot pentru departamentul de primărie, de ce nu ne face tarife exterior? În fiecare zi ne lovim de oameni care trebuie să-i ducem și să-i ducem cu bani negri, că nu le putem lua banii pe ceas. Și cam atât aș avea eu de întrebat. Cât e kilometru? Cât e taxiul la Brașov? Spuneți-mi și mie, că n-am mai luat. La Brașov este 2,19 per kilometru. Dar domnul primar nu știu dacă știe câte noaptea. Domnul primar știe? Nu știe, că merge cu alternativul. Nu folosesc taxiurile. Dar nu înseamnă că nu e un serviciu de care brașovenii au nevoie și pe care trebuie să-l oferim și să fie de calitate. Și tocmai din parametrii aceștia de calitate... Tocmai din partea aceasta de calitate ar trebui să ne uităm și ce se întâmplă în gara Brașov e o problemă pentru care m-am întâlnit și cu Poliția Transporturi. Există razii. Dacă aveți lucruri care să ne ajute în a eradica acest fenomen de, nu știu, rechini, le-aș spune, că e termenul tradițional în care îi cunoaștem pe toți. Stăm de vorbă, sunt deschis la acest dialog. Cu privire la tarife, e nevoie de o discuție pe care să o avem și cu compartimentul de monitorizare transport din primărie. Măsura în care putem ajusta în limite normale și există o fundamentare în sensul ăsta, haideți să discutăm și după aceea va fi decizia Consiliului Local. Dar ce pot să vă spun? Vreau să terminăm cu fenomenul ăsta al supratarifării de către anumiți șoferi. Dar ar trebui să se oprească și ceea ce spuneți dumneavoastră cu mersul la negru. Și în rest, ăsta le facem cu dialog. Păi da, pentru asta am avea nevoie de tarif de exterior, dar cei de la primărie nu vor, pentru că dacă cumva un șofer nu pune ceasul corect și îl pune în oraș, probabil îi deranjează pe ei să iasă la treabă, să-l verifice pe ăla că nu și-a făcut treaba cum trebuie. Și pentru cei de la gară, eu am sunat de atâtea ori la primărie, dar dacă nu am dovezi pentru că sunt șofer de taxi, nu pot să stau să-i filmez eu, că după aceea zice că am ceva personal cu ei, atunci nu pot să-i filmez. Sun la primărie și rog primăria să se autosesizeze afară. La departamentul taxi nu iese afară de la primărie. Și referitor la tariful de taxi, s-a votat, dar nu se poate schimba pentru că cine este președintele taximetriștilor în Brașov are flotă de taximetrie și este frică să mărească tariful, deoarece mulți șoferi ar fi plecat la alternativ.
O iau drept temă de dezbatere. Corect, rămânem în gaură. Deci, dacă îmi permiteți, haideți să avem o dezbatere în luna noiembrie cu dumneavoastră și cu colegii dumneavoastră și cu asociațiile reprezentative. Am participat la astfel de dezbatere și când eram în Comisia pentru Transporturi din Senat. Nu sunt simple, știu că sunt interese care se întâlnesc în astfel de discuții, iar în ceea ce privește toate practicile ilegale din zona gării, avem un plan cu poliția transporturi, discutăm peste 6 luni dacă vă sunteți mulțumiți sau nu de rezultate. Ne întoarcem la anul în octombrie, cred că ar trebui să facem. Discutăm în luna noiembrie. Cum poți să facem o programare în luna noiembrie cu dumneavoastră? Vă chemăm și o să anunț public dezbaterea aceasta. O să fie în timpul săptămânii într-o după amiază. Mulțumesc tare mult. Cred că la cum sună telefoanele și îmi spun colegii, cred că trebuie să repetăm dezbaterea asta și peste un an. Poate chiar cu aceeași primari. Ce pot să vă spun este că în fiecare joi, când timpul o permite și mai ales în perioada verii, am avut genul acesta de discuții în cartiere. Aha. Cred că este un exercițiu de comunicare politică și de interacțiune cu cetățenii obligatoriu pentru orice ales. Și de multe ori problemele care apar și în discuțiile de astăzi sunt probleme pe care le primim dintr-o interacțiune directă cu cetățean. Încercăm să mai luăm două telefoane până la finalul acestei ediții. Alexandra, salutare! Sper că... Bun venit, echipa Europa FM, la noi în Brașov. Aha, mulțumim că ați ajuns aici și mulțumim primarului nostru care și-a făcut timp să își asume această discuție riscantă cu toți. Riscantă e, dar nu e nevoie să-l lăudați, căci e de datoria politicianului. Haideți la chestiune, Alexandra. E un exemplu foarte bun. Pentru domnul primar aș avea niște întrebări, sper să le acopăr pe toate. Legat de Gara Brașov, care este planul de modernizare, fiindcă de foarte mult timp se aude despre modernizarea acesteia, dar mai ales de ținut cont că toți turiștii, foarte mulți turiști vin prin Brașov, intră în gară, sunt foarte dezamăgiți, nu doar de aspectul ei, ci și de persoanele extrem de dubioase care trec pe acolo. Au fost făcute sesizări, din păcate nu am văzut nicio îmbunătățire în acestea. Gara Brașov ține de Ministerul Transporturilor, este prinsă în programul mai larg de reabilitare a căilor ferate Brașov-Sighișoara, Brașov-Predeal. Noi vrem să o preluăm, vrem să ne ocupăm de ea, vrem să o administrăm, să ne ocupăm și de problemele de criminalitate sau de oameni fără adăpost din zona gării, însă nu sunt atribuțiile noastre, ele se opresc în zona trotuarului, dar ce avem în fața adică gării... Adică poliția locală, stați ca să înțeleagă lumea, poliția locală... Nu, este poliția transporturi care activează în gară. Unde se intră ușa gării, acolo o să termină treaba. E poliția transportului. Spațiul din fața gării, atât piațeta cât și terminalul, sunt subiectul a două proiecte cu finanțări europene care urmează să intre în execuție cel mai probabil anul viitor. Vom avea și o parcare subterană, vom avea o cu totul altfel de segmentare a spațiului respectiv și sper să la final să fim cu toții mândri de cum va fi. Deci pe gară, dacă Ministerul Transporturilor vrea să ne o predea, o luăm bucuroși. Mai avea o întrebare. Mai aveați întrebări, cred, da. Da. Legat de aeroportul din Brașov, a fost... Celebrul aeroport din Brașov. A fost foarte mult de discuții pe tema lui și așteptăm și noi un răspuns pe tema asta, fiindcă reiau la noi, vin foarte mulți turiști. Brașovul este un oraș nu doar industrial, dar și un oraș turistic. Horeca se bazează extraordinar de mult pe tot ce înseamnă a primi turiști în oraș. Este probabil cea mai dorită investiție de către toți brașovenii. Este o investiție care ține de Consiliul Județean. Consiliul Județean s-a ocupat istoric de acest proiect și iată l-a dus aproape de finalizare. Din punctul de vedere al primăriei municipiului, am avut discuții cu domnul președinte Adrian Veștea. Suntem disponibili inclusiv să contribuim financiar la finalizarea acestui proiect. În rest, noi lărgim strada Institutului, practic creăm acele legături rutiere, căi de acces către aeroport, tocmai pentru a pregăti lansarea acestui proiect. Alexandra... În regulă. Încă două teme scurte, nu vreau să rețin foarte mult și nu este nevoie să mai rămân eu un telefon, o să vă ascultăm în direct. Legat de calea ferată care trece pe la Bartolomeu, pe acolo trec trenuri din 20 în 20 de minute. S-a luat în calcul vreodată construirea unei pasarele pe strada lungă, care să ne ajute și pe noi cu intrarea în cartier și să faciliteze. Și de altfel un răspuns pentru locurile de parcare în jurul școlilor. Brașovul este un oraș foarte mare, după cum a spus și noastră, este un magnetism pentru tinerii veniți din alte părți. De și noi am venit din altă parte. Avem două fetițe la școală.
De ce trebuie să venim cu mașina la școală? Că asta e o curiozitate și pentru mine în continuare. De ce trebuie să aducem copilul cu mașina la școală? Pentru că copiii noștri învață la o școală care este foarte departe de locul unde locuim și locurile noastre de muncă sunt în aceeași zonă. Așa s-a nimerit să fie. Dacă găsiți o posibilitate de a crea o bandă astfel încât să lăsăm copiii și să plecăm. La ce mulțumesc școală? Mult pentru răspuns. La ce școală? La numărul 5 sunt fetele mele. Mă gândeam. Sunt câteva școli care au problema aceasta și e vizibilă, o resimțim și exact ceea ce spuneați avem în vedere, să creăm ori culoare, ori câteva zone de drop. Autobuze? Zone de a lăsa copiii. Pe de altă parte, avem mult mai multe autobuze școlare care funcționează. Acum am extins și zonele din care se preiau copiii și pot să spun că anul ăsta avem un număr record, undeva peste 420 de elevi care folosesc transportul acesta școlar. Sper să devină o opțiune pentru toată lumea. De altă parte, legat de calea ferată și ce ați spus, avem săptămâna asta a intrat și a fost în dezbatere studiu pentru pasajul peste calea ferată, dar în aliniament cu strada Institutului pe care o extindem la 4 benzi. E o primă soluție de a prelua tot traficul din Avant Garden și a-l duce peste calea ferată fără să mai stăm la linie de tren. E o discuție și despre a continua giratoria cele de la strada lungă, peste calea ferată, okay, cu un pasaj subteran sau suprateran, dar la ora actuală nu există o soluție în acest sens. Vreau să fac o mențiune apropo de școli, despre o realitate. Alexandra Spor la treabă, 10 secunde, spun atât, o realitate pe care mulți dintre noi nu vrem să o recunoaștem în România. Ne ducem copiii la școli pe care le considerăm bune, în cu totul alte cartiere decât cele în care locuim și în care teoretic ar trebui să meargă la școală, iar asta e una dintre marile probleme ale orașelor create chiar de noi. Adică o grămadă de oameni își fac buletine în altă parte, își fac mutații, își fac locuri în care să stea, chirii false, numai ca să ducă copilul la școala bună. Ori, asta e o realitate pe care România trebuie să o recunoască și să o rezolve, din păcate. Mai avem un ultim telefon. Camelia, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Tu vei încheia această ediție de Deșteptarea României. Bună ziua, Cătălin. Bună ziua, domnului Coliban. Da, am și eu două probleme de pus astăzi în discuție, domnului Coliban. Una dintre ele este vis-a-vis de școlile cu predare în limba minorităților. Mai exact, școala 12, unde se știe că școlile cu predare în limba minorităților au un număr de ore mai mare decât programul la limba română. Și există copii care au curs de dimineață și după amiază. Din cauza acestui program, copiii care învață după amiaza se duc foarte târziu, adică au și 7 ore, cred că 3 zile din săptămână sau chiar 4. Cum se găsește o soluție pentru mansardarea școlii 12 de exemplu? Pentru mansardarea, ați spus? Școlii 12, da, pentru extinderea spațiului la această școală cu în limba minorităților. Ok. Nu am un răspuns pe de rost, nu le știu. Avem multe proiecte de extinderi și de mansardări. Avem școala 30 în care construim un nou corp. Există și toată discuția legată de conformarea cu normele ISU și școala 12 este una dintre ele. Mă interesez la direcția tehnică dacă avem un proiect în sensul acesta și putem să discutăm, dacă îmi scrieți pe adresa de e-mail, e publică, alln.coliban@brasovcity.ro, o să vă răspundă colegii mei consilieri. Deci este o problemă la momentul actual. Eu vă spun, locuiesc la Timișul de Jos, am 3 copii de 3 vârste. La momentul actual, pentru că anul trecut s-au scurtat orele, acum încep orele la 7.30 cu copilul mijlociu, la 8 cu cel mare la un alt liceu și la 8.30 cu cel mic, deoarece aceasta este soluția care s-a găsit de către școală și inspectorat. Da, pentru a se putea scurta orele de după amiază. Vă întreb, cum pot eu fizic în 30 de minute să mă multiplic astfel încât să duc 3 copii la școală? Deci asta ar trebui cumva rezolvată, pentru că la minorități orele întotdeauna sunt mai multe. Dacă în planul cadru la clasa 6 sunt 28 de ore, la minorități sunt 33. Copilul de la Hunterus folosește transportul școlar, că bănuiesc că sunt toți pe limba germană. Da, sunt pe limba germană și de la gândul mori, cum există transportul școlar? De unde este? Pentru că eu am înțeles că la școala 12 nu merg autobuzele. S-a pus această problemă în discuție. Eu vă întreb, adică am avut nenumărate discuții. Vă întreb de Hunterus, dacă folosiți transportul școlar. Dacă aveți unul dintre copii acolo.
Nu avem la Hontelu, avem doar la școala 12. Am înțeles. E o discuție pe care să o avem cu inspectoratul. De foarte multe ori decalajul acesta între orele de începere a fost dictat și ca o măsură de a separa cumva traficul la mai multe unități de învățământ aflate în aceeași zonă. Nu e cazul școlii 12, dar legat de ora de începere e o discuție pe care trebuie să o avem cu inspectoratul. Ce pot să vă spun este că anul acesta am transparentizat procesul de selecție pentru reprezentantul primarului în școli. Avem oameni care sunt profesioniști, sunt dedicați. Practic am un om în Consiliul de Administrație al școlii, vă rog, luați legătura cu dumnealor. Există și consilieri locali în aceste Consilii de Administrație. Sunt interfața prin care putem avea un dialog direct pe orice problemă care ține de școală. Camelia, vă mulțumesc tare mult. Alen Coliban, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru interacțiune. Este incredibil pentru mine, așa cum sesiza cineva, volumul imens de proiecte și așteptările atât de diferite ale oamenilor, parcă suntem într-un proiect de audiență generală aici. Pentru mine e interacțiune interesantă pentru că îmi dau seama și cam care e viața unui primar din punctul ăsta de vedere. Acum, sigur că există o listă de promisiuni, o listă de priorități, dar n-ar fi rău să plecăm în 30 de secunde de aici cu o idee. Adică pentru dumneavoastră, dintre toate cele pe care le-am numit și auzit astăzi, care ar fi cea mai importantă? Nu există una singură cea mai importantă și cred că ce ne arată inclusiv exercițiul de astăzi, există foarte multe probleme într-un oraș, foarte mari așteptări, iar dialogul acesta nu trebuie să sperie. Adică poate să pară că e numai nemulțumită lumea. Nu, sunt problemele reale ale orașului, pornind de la stâlpul din colțul blocului la orarul de la școala copiilor. Toate acestea sunt importante și e important să avem acest dialog și e un dialog pe care îl port și în cartiere săptămânal. Încerc să am frecvența aceasta. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm nici de proiectele mari. Pentru că într-un an de zile, acum un an nu se vorbea despre creșe și am obținut două creșe noi finanțate, nu se vorbea despre spital de pneumo și infecțioase și tocmai am finalizat studiul de prefezabilitate și vom depune studiul de prefezabilitate la finanțare până la finalul acestui an. Un oraș are și aceste probleme mici, de la ce tip de flori ai plantat în giratoriu și are nevoie și de o viziune pe termen lung. E foarte greu să le magazinezi într-o singură oră și să spui că doar unul este important. Noi când venim de la București, chiar la Panseluțe și la Bulevard ne uităm, să știți că n-avem. Și cine vine cu trenul se uită la gară. Da, suntem convinși. Și la țepele pe care le iei de la gară, le-a luat și familia mea și bănuiesc că pentru bucureșteanul care vine cu trenul chiar e o problemă. Nu mă las copleșit de volumul acesta de probleme. Avem timp și soluții pentru fiecare dintre ele. Să înțelegem exact cum funcționăm. Săptămâna viitoare vine Nicușor Dan. Sunteți colegi? Mai sunteți colegi? Mai cum e? Colegi de suferință. Am înțeles. Misiunea aceasta a primarilor aflați la primul mandat. Îl așteptați înapoi la USR pe Nicușor Dan? Sau cum ar trebui să-l interpretăm? Uite să plec. Nicușor Dan este unul dintre motivele care m-au făcut să merg pe o cale pe care am zis că nu voi merge niciodată, adică să intru în politică, tocmai prin idealismul lui și prin perseverența lui și prin nebunia lui în sens pozitiv. Și îi doresc mult succes. Este strict alegerea lui dacă va reveni. Eu cred că sunt multe lucruri care ne-au adus împreună. Pe de altă parte, a fost o alegere personală cea de a merge pe un drum separat. Chiar și la emisiune trebuie să-i doriți succes, căci va fi evident ca și aceasta o emisiune cu multe valori. Deșteptarea României de la Brașov se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Deșteptarea României, un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.